Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Ultima lecție din tematica Principii Sfinte, lecția 20, care are ca și suport biblic central versetul din Roman capitolul 12, de sub numărul 15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Sfatul apostolului Pavel, vreau să-l luăm în conformitate cu ceea ce scrie Solomon în cartea Eclesiastul, în capitolul 3, când printre lucrurile întâlnite în lumea aceasta, el zice în versetul 4, plânsul își are vremea lui și râsul, ca și o manifestare a bucuriei, își are vremea lui. Bocitul, care este asociat plânsului, își are vremea lui. Și jucatul, care este asociat veseliei, își are vremea lui. Adică și o variantă și cealaltă aparțin vieții acesteia, fiecare având momentele ei specifice. Ele nu sunt programate dinainte. Nu știe nimeni. Luna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, ce va face? Se va bucura sau va plânge? Aceeași zi poate să le conțină pe amândouă. În Psalmul 30 este scris un moment din realitatea vieții lui David. El zice în versetul 5, seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Poate să fie și invers. Seara să fie cineva bucuros și dimineața o boală sau o veste tristă să-l facă să înceapă ziua cu lacrimi. Trebuie să le împletim în viață. De aceea versetul spunea, bucurați-vă, sunt momente în care trebuie să vă bucurați. Dar sunt altele în care trebuie să plângeți. Viața de credință le are, parcă într-un mod mai evident decât lumea. La noi bucuria este mai mare, mai puternică, dar și motivele noastre de plâns sunt speciale, chiar mai multe decât ale lor. În sensul că noi plângem și în plan spiritual și în plan fizic, avem atât trăirea noastră ca oameni, cât și trăirea noastră spirituală. Iată ce scria Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 4 la 7, vorbind despre cei care trebuiau să le împletească, să accepte în viața lor și bucuria și necazul. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăsneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați privit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Bucurie, dar și necazuri. Să le luăm pe rând, pentru că așa vin ele, nu poți deodată și să te bucuri și să te necăjești. Mai întâi, bucurați-vă. Știți că Pavel frecvent scrie în Filipeni, bucurați-vă și iar zic, bucurați-vă. Dar noi învățăm cum să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Nu doar să ne bucurăm noi, asta este ceva mai complet, mai desăvârșit. În viață sunt mai multe momente de bucurie. Zic momente, pentru că efectiv sunt scurte. Dacă toată viața e scurtă și e plină de necazuri, zice Iov, cât mai rămâne de bucurie? Momente. Dar sunt. Există bucuria etapelor vieții de familie. Și voi cita din Proverbe, capitolul 10, versetul 1, o bucurie a părinților. Un fiu înțelept este bucuria tatălui. Dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Și uneori, părinții se bucură de un copil, dar pur și să plângă. Nu uitați să fiți alături de ei. Dar noi mai întâi vorbim de bucurie, vreau să vă dau un exemplu. Luca, capitolul 1, o bucurie a părinților. Citesc de la versetul 57.
Elisavetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Surorilor, când au zis că vreuna a născut, bucurați-vă împreună cu ea, că bucuria asta este binevenită. Este după durerile nașterii. Și a spunea Mântuitorul în Ioan 16, o femeie se întristează când urmează faza nașterii, dar după aceea se bucură când vede copilul, deși nu vorbește, nu știe ce a fi cu el, dar se bucură. E un moment de bucurie. Bucurați-vă împreună cu cele care nasc. Vedeți, dacă se poate, bucurați-vă și pe perioada sarcinii, că aici este nu întotdeauna un moment de bucurie sau o vreme de bucurie. Sunt momente de tristețe când o femeie rămâne însărcinată, uneori mai cu seamă când este un număr mai mare de copii. Dar să rămân la ce scris, cel puțin bucurați-vă după ce se naște. Dar eu am citit că un fiu înțelept este bucuria tatălui său când este născut. Un bebelaș, nu știi că este înțelept sau nu. Înseamnă că pot fi momente de bucurie mai târziu în viață. Când copilul este cu minte, când este premiant, când îți este recunoscător, când te cinstește. Și bine ar fi în familie să fie cât mai dese asemenea situații. Citesc din Psalmul 128. În asemenea condiții, efectiv, lucrez cu bucurie. Fericii de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Aici este o condiție. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale și fericit și îți merge bine. Citim și mai departe, nevasta ta este ca o viță rădătoare într-o casă tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslini în prejurul mesei tale. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Să te poți bucura și de copii și de nepoți și pentru cei care trăiesc mai mult, strănepoți, și am întâlnit oameni chiar în vremea noastră cu strănepoți. Dar nu doar în raportul copiii trebuie să fie bucurie. Vă citesc din Proverbe 5. O bucurie care pot să aibă și cei fără copii. Și cei a căror copii au plecat. Chiar și cei care n-au copii înțelepți. 5 cu 18. Izvorul tău să fie binecuvântat. Și bucură-te de nevasta tinereții tale. Să se bucure ea și tu bucură-te împreună cu ea. Să se bucure el și ca soție, bucură-te împreună cu el, să se bucure amândoi. Chiar dacă Solomon a punctat într-un mod mai puțin spiritual bucuria aceasta, afișând-o în prim plan a vieții de familie, să mănânci omul, să bea, a întregului complex al vieții pământești, totuși, pentru că suntem oameni, avem nevoie să ne bucurăm în familie. De aceea, la căsătorie, primii care sunt invitați în rudenile se bucură împreună cu noi. Îți inviți prietenii, se bucură împreună cu tine. Și Dumnezeu să nu vă lipsească de asemenea momente de bucurie, ci să vi le dea. Există o bucurie a împlinirilor materiale. Nu trebuie să fim materialiști, nu trebuie să slujim lui Mamona, dar după ce ai muncit și ai făcut o casă, e normal să te bucuri. Să te uiți la ea. Dacă ai trudit și ți-ai cumpărat o mașină, să te poți bucura de ceea ce ai. Dar nu-i normal să te compori să spui, a, nu-i voie să mă bucur. Trebuie să fiu trist, mă urc la volan așa crispat și necăjit să nu păcătuiesc. Nu trebuie să fii călugăr la asta. Nu trebuie să te lauzi, bineînțeles. Dar să te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, poți să te bucuri. Încă în Vechiul Testament era poruncă. După ce Dumnezeu îți dă. Să iei din darurile tale, să aduni și săraci, să te duci la leviți și să te bucuri acolo de ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Citesc în Fapte, capitolul 14, și vom vedea că Dumnezeu a lăsat bucuria aceasta și pentru oamenii necredincioși. Dumnezeu vrea ca oamenii să simtă bine, să simtă împliniți. 14 cu 17. Măcar că drept vorbind, deși oamenii umblă pe căile lor, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine. Va trimis ploi din cer și timpul roditoare, va dat hrană din belșug și va umplut inimile de bucurie. La mai mulți. Doamne ferește să aibă cineva ceva, o valoare materială,
și altul să nu se poată bucura. Mai sunt și astfel de oameni ispitiți care nu se poate bucura dacă vecinul are ceva, dacă are o împlinire. Dar să nu uităm că bucuria aceasta, harul de a avea ceva, este lăsat de Dumnezeu. Citesc pentru asta din Eclesiastul capitolul 5, versetul 19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Avere și bogății n-au toți, dar ce să mănânce, au. Este binevenit să te bucuri de ceea ce ai, să mănânci, să porți, să folosești. Ei, în mod special, se bucurau la secerat. Era o lume agricolă. Zice în Isaia 9:3 că va veni o bucurie și despre asta vom vorbi imediat, mai mare decât bucuria aceea. Sau cel puțin este comparată cu bucuria care o aveau la o recoltă bună. Și Psalmul 4, versetul 7 vorbește, tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei când li se mulțesc rodurile agricole. Deci, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Eu cred că cine a muncit și cine vede binecuvântarea lui Dumnezeu se poate bucura. Vedeți, dumneavoastră, să nu vă bucurați cu vreunul care a șmecherit sau a furat ceva. Și el se bucură că e o mare pradă. Nici ei nu se bucură. Adică n-au împlinire sufletească și cu aceștia nici nu merită să te bucuri. A treia și cea mai importantă bucurie, pe lângă viața de familie, pe lângă viața noastră legată de glia aceasta, este bucuria mântuirii. Sunt momente speciale, dar este și o bucurie permanentă. Este momentul botezului, momentul unor ascultări a rugăciunii, momente speciale la slujbă, bucurie, bucurie în Duhul Sfânt, bucurie care întrece gândirea omenească. Asta este pentru credincioși, nu este pentru lume. Dar dacă Dumnezeu ne învață să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să știți că în primul rând respectă El asta. Și când ne bucurăm noi de mântuirea noastră, se bucură și El, și îngerii se bucură, ne bucurăm împreună. V-am spus că Dumnezeu se bucură și să ne meargă bine. Dar cel mai mult se bucură atunci când ne are. Așa cum spunea Tatăl Fiului Ispitor, să ne bucurăm și să ne veselim că acest fiu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Să citim din Luca capitolul 2 și vom vedea că bucuria aceasta a coborât din cer pe pământ odată cu nașterea Mântuitorului. N-a fost doar o bucurie pentru Maria, pentru Iosif. Luca 2:10. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și care cum intra în posesia mântuirii, se bucura. Se bucurau cu cei ce se bucură. Fiecare om care se alipește de biserică, se bucură deja cu cei ce se bucură. Și noi ne bucurăm cu Dumnezeu care este împlinit, care a realizat mântuirea. Și îngerii se bucură și ei. Și magii, când au zărit steaua și au regăsit drumul, n-au mai putut de bucurie. Nu știu cum s-au manifestat. Copiii se manifestă în felul lor, sar în sus, zâmbesc. Noi scoatem anumite expresii, anumite sunete. Pe fața noastră se citește bucurie. Mai citim și din Luca, capitolul 15, unde avem trei pilde, versetele 5 și 7. Mai e vorba de un păstor și după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Nu îi se pare că ia o povară în spate. Versetul 6. Când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și vecinii și le zice, bucurați-vă împreună cu mine că și mi-am găsit oaia care era pierdut. Versetul 7. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Și voi adăuga un verset din cartea Țefania, pentru că aici este surprins Dumnezeu într-un moment special de bucurie. Nu știu cum vi-l imaginați pe Dumnezeu. Evident că nici eu nu pot să mi-l imaginez în întregime. Dar oricum îi semănăm. Scrie aici de la versetul 17, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău,
ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Va fi extaziat să se bucure de un popor mic, cum scrie aici în 12. De cât sunt? Dacă unul provoacă bucurie mare, un popor mic provoacă o bucurie extrem de mare. Domnul Iisus este prezentat și El în profeția lui Isaia că va vedea rodul muncii sufletului și se va înviora. Cartea psalmelor este plină de versete. Și atunci când veți studia din psalm, vă rog să le observați că sunt foarte, foarte des. Voi face, Doamne, din Tine bucuria mea. Înălțați lui Dumnezeu, strigă de bucurie toți locuitorii pământului. Psalmul 81, de exemplu. Să ne bucurăm împreună. Asta este doar o anticipare a bucuriei când ne vom bucura cu cei ce se bucură. Dar nu de la distanță, nu în mod izolat. Scrie în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 6, despre cei care sunt în așteptarea mântuirii. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Avem paranteze de lacrimi, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Probabil că strălucirea este chipul Duhului, a omului dinăuntru, care din zi în zi dobândește mai multă slavă, radiază din sclipirile divine. Și într-o zi se va adeveri Apocalipsa 19, când se va spune să ne bucurăm și să ne veselim. Căci a venit nunta mielului. Să ne bucurăm cu cerul care se bucură. Și ei să spună, să ne bucurăm cu oamenii mântuiți care se bucură pentru că au fost mântuiți. Dumnezeu să vă dea bucurie. Vreau să observăm însă că există și absențe ale bucuriei comune. Adică a te bucura unul cu celălalt sau cu ceilalți. Nu toți oamenii pot să se bucure. În psalm este scris, capitolul 97, versetul 11, lumina este semănată pentru cel neprihănit. Știți că ceilalți trăiesc la întuneric. Și bucuria pentru cei cu inima curată. Sunt oameni care nu pot să se bucure cu adevărat. Unii nu se bucură că nu pot să accepte bucuria altora sau împlinirea, fericirea altora. Imaginea Fiului cel mai mare, întors de la ogor, este din nefericire o realitate actuală, ca întotdeauna. Luca 15, versetul 28. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl s-a ieșit afară și l-a rugat să intre. N-a vrut. Și tatăl s-a justificat, versetul 32, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Nu putea să se bucure. Asta ar însemna că Dumnezeu să mântuiască pe cineva, să ierte pe altcineva, să dea o împlinire de o natură sau alta, extinzând spectrul acestei stări, și tu să nu te poți bucura. Să-L ierte Dumnezeu pe el? Să-i dea Dumnezeu lui? Știți că bietul Haman gândea pe cine altul decât pe mine. Și pentru Mardoheu a fost o zi de bucurie. Dar Haman nu s-a putut bucura, s-a dus acasă trist și supărat. Dacă nu te poți bucura de bucuria altora, rămâi fără bucurie. Poate fi o spățul la tine în casă. Dacă tu nu-i accepți pe cei care se bucură, rămâi fără bucurie. Și pentru că unii efectivi sunt pe invers, ei dau dovadă de aceasta pentru că se bucură atunci când altora le merge rău sau greu. Și în dreptul onora se va putea zice, bucurați-vă de cei ce plâng. Iată ce scrie în Psalmul 35, versetul 26. Și să fie rușinași și înfruntași tot ce se bucură de nenorocirea mea. Uite că pot să fie și astfel de oameni care se bucură de rău. Și în Proverbe 17:5, din nou sunt surprinși sub incidența, nu au unii cereri ca Dumnezeu să ia atitudine față de ei, sub incidența unei hotărâri a lui Dumnezeu.
a unui adevăr care se va împlini. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Deci vezi că dacă nu plângi cu cei ce plâng și te bucuri în mod nepotrivit, o să-ți vine vremea să plângi singur. Și s-ar putea să nu mai plângă atunci nimeni cu tine, dacă n-ai știut să te bucuri când trebuia să te bucuri. Și mai există bucuria fără Dumnezeu, bucuria falsă a lumii, aparenta bucurie a păcatului. Amintiți-vă de Belșațar, care a făcut un mare ospăț, ospăț cu desmăț, cu stricăciune, au sfidat vasele sacre, dar o mână a scris pe perete și Dumnezeu le-a rostit sentința. Amintiți-vă că atunci când Mântuitorul a fost prins, el însuși a spus-o că lumea se va bucura. Ioan capitolul 16, versetele 20 și 22. Și ucenicii erau triști. Erau femei care plângeau și Domnul le-a zis, nu mă plângeți pe mine, ăștia-s de plâns, care se bucură acum. Și nu știu de ce se bucură. Se bucurau că și-au împlinit ambițiile. A fost o bucurie foarte scurtă, fără nicio valoare, plină de mustrări de conștiință. Amintiți-vă că oamenii au zis după aceea, fraților, ce să facem? Bucuria lumii este de o clipă și de fapt nu este bucurie. Este ca bucuria celui ce a făcut răul. Se bucură până este prins, se bucură pe moment pentru că răul va veni asupra lui. Este o falsă bucurie. De aceea cât despre oamenii aceștia, Iacov îi îndemna în epistola sa, capitolul 4, să se oprească din versul de joc și mai degrabă să cânte de jale. Iacov 4 cu versetele 8 și 9. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire. Înțeleptul spunea că acest râs este ca păritul spinilor sub căldare, Eclesiastul 7. Și bucuria voastră să se prefacă în întristare. Dar asta nu vor putea face numai dacă vor înțelege. Haideți să trecem la a doua parte și să observăm din Scripturi cum ar trebui să plângem cu cei ce plâng. Noi am vorbit tot de bucurie până în capăt, dar sună clopoțelul și trebuie să cântăm și de jale, nu doar de joc. Sunt momente de plâns, doar momente. Trec. Poate cel mai grav moment de plâns sau momente se produce sau se produc atunci când moare cineva drag. Am fost la o mormântare a unei fetițe de 13 ani. A fost un plâns deosebit. În special o surioară a celei decedate care postise în mod îndelung până când slăbise efectiv. Nu puteau ridica de peste sicriu. Au trebuit să fie intervenții speciale pentru a potoli familia în a se putea face slujbă. În asemenea situații se plânge. Unii atât sunt dezdrobiți ca și Iacov pentru fiul iubit și deosebit Iosif, încât nu voia să fie mângâiat. Plângea și spunea, mă duc la el. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament sunt multe asemenea situații. Pentru că zilnic oamenii mor. Nu putem să plângem cu toți. În fiecare minut poate, sau cel puțin ca și medie, se sting oameni din viață. Dar când îți moare cineva drag, este normal să plângi. Să plângi, dar să plângi și cu cel ce plânge. Pentru că dacă moare un soț sau o soție, primul afectat este cel ce rămâne. Apoi copiii, poate surorile mai bine și mai ușor împlinesc acest verset. Au un bagaj lacrimogen mai bogat decât al nostru. Dar a plânge nu înseamnă doar a lăcrima, înseamnă a suferi lângă cel care este întristat. Să te doară, să iei parte la necazul lui, să-i alini durerea, nu doar prin niște cuvinte de mângâiere, dacă se poate, și printr-un sprijin material, prin vizite, prin tot ceea ce s-ar cere. Să-l observăm pe David în a doua carte a lui Samuel, capitolul 12 și 13. Aici el a fost anunțat prin Natan despre pedeapsa lui Dumnezeu și scrie de la versetul 16, David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. A plâns până când a murit, deși în mod normal nu se obișnuia așa, cum și astăzi nu se întâmplă,
Totuși, el a zis slujitorilor săi de la versetul 22, când trăia copilul, posteam și plângeam. Că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum când a murit, pentru ce să mai postez și să mai plâng atât de mult? Pot să-l întorc în viață? Eu mă duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevasta sa Batșeba. În asemenea situații trebuie să se mângâie poate chiar cei în cauză. Și când soția este cuprinsă de lacrimi și poate soțul în momentele acelea este mai tare să se ducă lângă ea, să o mângâie, să o întărească sau invers. Întorc o foaie și citesc din 13 cu 36, a sosit vestea morții celui mai mare, înainte murise cel mai mic. Pe când isprăvea el vorba, iată că fiii împăratului au venit, au ridicat glasul și au plâns. Și împăratul și toți slujitorii lui au plâns mult. Asemenea, momente în viața unora sunt mai profunde, în viața altora lipsesc. De aceea ar trebui să luăm toți parte cât se poate în mod echilibrat și să plângem cu cei ce plâng și să ne doară de cei care sunt săgetați în inimă. Mântuitorul însuși, citesc din Luca capitolul 7, a fost foarte îndurerat de asemenea momente. Era o femeie care i-a murise bărbatul, nu ni se spune când și în ce condiții. Dar iată că moartea nemiloasă i-a luat și copilul. Și scrie aici în versetul 12, când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort singurul fiu a maicii lui care era văduvă și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Știți că decesele astea mai speciale adună oameni mai mulți. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Pe un om care are în el Duhul lui Dumnezeu nu pot să lase reci lacrimile cuiva. Nu se poate. De aceea este scris, plângeți cu cei ce plâng. Ce am spus înainte este valabil acum, dar este partea cealaltă a problemei. Un om spiritual nu se poate să nu se bucure cu cine se bucură. Că dragostea iubește pe aproape și te bucuri și tu care el și dacă n-ai tu. Dar de asemenea nu se poate să nu plângă cu cine plânge. Domnul i-a zis, nu plânge. Domnul a și făcut ce a ținut de el, ce putea să facă pentru ca ea să nu plângă. Noi nu putem atâta. Dar ce-am putea măcar? Știți că Elcana se apropia de soția lui, de Ana, și spunea, pentru ce plângi? Pentru ce nu mănânci? Nu putea el să facă ca ea să fie împlinită. Dar a putut să o mângâie. A putut să se ducă lângă ea. Poate nu mâncase nici el. A spus, fără tine nu mănânc. Eu vă amintesc că am trecut cu un frate de la noi din biserică, în altă parte a țării, pe la un frate căruia, cu o zi în urmă, timurise soția, o înmormântase. Și ne-a zis, fratele, dacă voi sunteți la mine, uite, cu voi poate reușesc să mănânc. Fără voi nu puteam să mănânc. Singur nu pot. Doar plâng. Avem nevoie de asemenea întăriri. Fiecare. A, poate spunem unii, în mod special bărbații, suntem tare, ce vă necăjiți. Nu fi noi mai tare decât David, care a zis, mă așezase pe un munte, tare, nu mă clate niciodată, ți-ai ascuns fața? Și am început să plâng. Pe lângă decese, plânsul mai este comandat, aș putea spune, de necazuri. Și uneori sunt dureri sufletești care întrec un deces. Este dovedit psihologic că un divorț într-o familie provoacă o durere mai mare decât un deces. Alții au alte necazuri cauzate de boli, cauzate de suferințe din partea oamenilor, de pagube. Alții suferă în plan psihic, alții fizic, alții material. De aceea voi citi câteva versete din Scriptură care prind mai multe domenii. 1 Samuel, capitolul 20, versetul 41. Tânărul David, deși era uns împărat, a fost multă vreme huiduit de Saul și de aliații săi și cel care a înțeles să plângă cu cel ce plânge a fost Ionatan. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de 3 ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând și Ionatan plângea cu cel ce plânge. Da, trebuie să te duci la cel care plânge ca să plângi cu el. Nu o să vină el la tine. De aceea scrie în Evrei 13 să cauți pe bolnavi, pe cei care sunt în lanțuri. Să te duci
Și dacă nu poți face altceva, măcar să stai alături de ei, să plângă, și dacă tu nu poți plânge. De exemplu, eu sunt un om care plâng greu. Dar cel puțin să stau lângă el până plânge și cel puțin am dat într-un fel de înțeles că am plâns și eu cu el, dar așa, pe înțelesul meu, în sensul că a luat parte la suferința lui. După o vreme, citesc în aceeași carte, 1 Samuel 30:4, a venit un alt necaz peste David. În timp ce era plecat pe front cu Achiș, au năvălit amaleciții și au ars întreaga colonie evreiască. Și când s-au întors, au văzut că nu mai este nimic. Și gândul le spunea, nu mai avem neveste, nu mai avem copii, nu mai avem nimic. Și acum citesc, atunci David și poporul cu el au ridicat glasul, au plâns cu strigăte și au plâns până n-au mai putut plânge, până să se termine lichidul lacrimogen, până când să se înnăduse, să se nece în plâns. Sute de bărbați s-au văzut plângând. Și acum aici vreau să notez ceva. Versetul 6. David a fost în mare strâmturare că și poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, dar David s-a îmbărbătat sprijinându-se pe Domnul Dumnezeu lui. Acum cu tematica aceasta nici n-aș vrea să vă fac pe toți niște copii care n-așteptați decât să fiți legănați. Și să așteptați neapărat să plângeți cineva să vină să plângă cu dumneavoastră. Trebuie cât poți să te îmbărbătezi, dar nu poți în mod forțat să te îmbărbătezi fără să plângi, fără să fii ajutat. Dar cât puteți, siliți-vă. Plângem, de exemplu, într-o situație de înmormântare, într-un necaz, dar nu facem acum exces de zel, cum sunt bocitoare în zona Olteniei sau și la alte popoare, și plâng așa, teatral. Că un plâns cu măsură, cu înțelepciune, are gustul lui de plâns. Dar ceea ce ar fi ieșit din comun și lăsat omul în voia sentimentelor, nu cred că este recomandabil. O altă situație, 1 Samuel 11, versetul 4. E vorba de Saul, să știți că a plâns și el de mai multe ori. Dar tare mult a diferit situația lui când era Duhul lui Dumnezeu peste el față de cealaltă situație, când era un om rău. A văzut oamenii că plâng. Erau amenințați de un popor vecin cu o subjugare cruntă, să li se scoată ochiul drept. Și oamenii plângeau. Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat, ce are poporul de plânge? A fost sensibil? De ce sunt supărați? Nu treceți indiferenți pe lângă frații sau surorile voastre care plâng. Și încă un caz, Neemia capitolul 1, de la versetul 2. Neemia era paharnic împăratului, dar a venit Hanani, unul din frații mei, zicea el, i-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile lui sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Să te doară pentru o familie destrămată, pentru unii care sunt rămași în sărăcie, în boală, în necazuri și când auzi o asemenea veste, dacă poți, să sui la volan, să mai iei încă un frate care are ceva, un de lemn și altul care are ceva bani și să te duci să vezi ce ai putea să faci. Dar foarte interesant că el a apelat și la Dumnezeu. Cu rugăciunile l-a sensibilizat și cu alte cuvinte a zis, Doamne, nu vrei să plângem amândoi cu ăștia care plâng? Că Dumnezeu poate să ajute. Deci nu plângeți fără Dumnezeu, ci crezându-L aproape, cerându-I sprijinul. Și pentru noi, de asemenea, mai există plânsul pentru cei păcătoși, pentru cei care mor, un plâns ca lui Samuel pentru Saul, toată noaptea a plâns. L-a durut, este pierdut. Pentru cei lepădați, ți se spune să nu mai plângi, că n-are sens. Este ca și cum ai plânge pentru morți și ei nici nu înțeleg și nu mai are valoare. După ce un om este în situația asta, te-ai putea spăla pe față ca David? Nu mai este nădejde? Dar pentru cei care pot să fie salvați, încă mai plânge. Zicea în Ieremia 9:1, o, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu, pe cei a căror soartă neagră
îi va lovi în curând. Domnul Iisus a fost unul care a plâns într-o asemenea situație. Luca 19:41, când s-a apropiat de cetate, a plâns pentru ea. Și a zis, o, de-ai fi cunoscutul, plângeți pentru oamenii aceștia. Și lacrimile noastre să-L sensibilizeze pe Dumnezeu și să-I întoarcă la pocăință. Citeam cândva despre un nepoțel care avea un bunic necredincios și s-a dus și a spus, și până când bătrânul a luat la rost, să termin cu astea. Și a zis, bunicule, o să mă rog și o să plâng și n-ai ce-mi face. Eu sufăr pentru dumitale. Plângeți. Nu judecați, ci mai degrabă plângeți pentru cei care sunt pierduți. Și Domnul să se îndure de ei. Și de asemenea amintești ceva despre absența plânsului. E trist că uneori ne plângem unii de alții, nu plângem unii pentru alții. Și Biblia ne spune, nu vă plângeți unii împotriva altor. Iată ce scrie în Iacov, capitolul 5, versetul 9. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Dar ce să facem dacă avem plângere? Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, îi vine să plângă de ceea ce a făcut altul. Asta se întâmplă foarte frecvent la copii. Nu mai aude mama, tata, în cameră, pe afară, un scâncet, plânge. Că fratele lui l-a necăjit, că sora lui sau a ei i-a făcut vreun rău, a nedreptățit-o. Și unul se plânge, în loc să plângă singur, dacă tot nu mai poate să nu plângă, și celălalt nu plânge cu el. Și se plâng unii împotriva altora, că dacă le-ai întrebat pe primul, de ce plângi? Mi-a făcut așa și așa. Și pe al doilea, de ce ai făcut așa? Da, a fost vinovat. Și nu înțeleg să plângă unul cu altul sau pentru altul, ci se plâng unul împotriva celuilalt. Dar pe copii iertăm. Dar e mai rău când între soți. Unul plânge și celălalt se plânge de el. În loc să se ajute în necazuri și în supărare unul pe altul. Nu vă plângeți, mai degrabă iertați-vă. Și de asemenea citesc din Obadia, s-ar putea ca unii să plângă și alții să fie indiferenți sau chiar să se bucure. Aici sunt doi frați, e adevărat că e vorba de două neamuri, dar cam așa a fost de la început. Și ce se întâmplă între popoare, se întâmplă între oameni. Obadia 1:11. Căci în ziua când stătea în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porții lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui, dar în ziua pierii lor. Și nu trebuia să vorbești cu seminție ziua strâmtorării. Nu trebuia. Dar ce trebuia? Să plângi. Să nu te bucuri nici când îți cade vrăjmaș. Să plângi. Să-ți fie milă. Nu l-au înțeles unii pe David, deși era după inima lui Dumnezeu. De ce a plâns când a murit Saul? De ce a plâns când a murit Abner? El îi plângea și pe ei. David a fost omul care efectiv a plâns cu cine plângea. Și vreau în final să vă dau un exemplu în care sunt împletite, așa cum sunt în verset, amândouă. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Ne deplasăm în Cartea Esterei, capitolul 4. Cunoașteți planul pus la cale de Haman. Alergătorii au plecat în grabă, au vestit în capitală și în tot imperiu. Și de la versetul 1 este scris, Mardoheu, aflând tot ce se petrecea și a sfârșit hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a precerat cu cenuș. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. Versetul 4, slujnicile Esterei și famenii au venit și au spus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. Când Mardoheu a plâns și Estera. Și adevărat, și când Estera s-a bucurat, a ajuns regină, sigur s-a bucurat și Mardoheu. Versetul 16. Estera a trebuit să spună lui Mardoheu, du-te și strânge pe toți ideii care se află în sus și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Ea putea să stea liniștită la palat. Voi plângeți. E partea voastră. Ce să le faci? Ea a înțeles să plângă cu cei ce plâng. Ea a înțeles să postească cu cei care sufăr. Și Dumnezeu a întors tot răul acela. Dar să mai amintim încă un moment de plâns, 8:3. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, Agagitul și izbânda planului împotriva iudeilor.
Efectiv, Estera a plâns, a postit și a plâns. O durea pentru toată națiunea. Și Dumnezeu a schimbat răul în bine, a schimbat vremurile. Și a venit momentul bucuriei. Dar să mai citești și versetul 6, este important. Cum aș putea eu să văd nenorocirea care atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Și apoi, tot din acest capitol, de la versetul 15, Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă și cu o cunună mare de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. Și-au făcut o sărbătoare a bucuriei, scrie în capitolul 19, de la versetul 17. În ziua 14, iudeii s-au odihnit și au făcut din ei auzi de ospăți și de bucurie. Iudeii de la țară aveau alt orar, dar și ei au făcut din ziua 14 a lunii a dar o zi de bucurie, de ospăți și de sărbătoare în care își trimit daruri unii altora. Iudeii reprezentați prin Mardoheu și Estera au fost alături la plâns și alături la bucurie. Doamne, așa să fie și biserica. Atunci se va împlini ce spune Pavel în Corinteni 12, când suferă un mădular, tot sufer până în cap. Și când se bucură cineva, tot se bucură. Asta ar însemna că suntem uniți și la greu, și la ușor, și la necaz, și la împlinire. Și închei, reamintind încă o dată că a te bucura și a plânge este realitatea pământului. Îți place bucuria? Bucură-te, deci cu ce se bucură? Zice Ioan în capitolul 3 al Evangheliei, versetul 29, eu acum scad, crește Iisus, El e mir, eu sunt numai prietenul Lui, dar ce mă bucur? Te putea bucura când crește altul? Doar așa că ești prietenul lui, dar el se bucură, că el are mireasă, tu te bucuri doar așa ca prieten, dar te bucuri și tu. Îți place să plângi? Nu-i place nimănui, nu-i o plăcere. Dar plânge și tu alături de ceilalți să se mai consume din plâns. Nu-l lăsa să-l consume ei singur, să bea ei tot paharul de amar. Du-te și spune, vreau să mai beau și eu puțin din el, să se termine odată. Pavel se înțelegea așa bine cu filipenii. Le scrie în mod special în capitolul 2. Am auzit și voi ați auzit de Epafrodit că a fost bolnav și tare v-ați necăjit. Și uite, acum vă trimite în veste că e bine și știu că asta o să vă bucure. Pentru că ei trăiau cu adevărat într-o relație de frățietate. S-a îmbolnăvit cineva, postim, ne necăjim. Nu judecăm repede. Nu spune, judecați pe cei ce se bucură și alții să judece pe cei ce plâng. Nu, să particip potrivit cu starea care ei o iau. Citiți în detalii, de aceea eu nu v-am citit niciun verset din Filipeni, capitolul 2, să vedeți relația atât de particulară, de apropiată a lui Pavel cu filipeni. Când a avut un necaz sau când n-a avut ce să mănânce, n-a avut bani, i-au luat imediat parte la suferința lui. Zicea el, v-ați gândit voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Așa erau macedonieni. Când au auzit că cei de la Ierusalim nu au, se poate? Le dăm din ce avem noi. Împărțim, se bucură, slavă Domnului, îl preamărim pentru asta. Este bucuria lor, dar e și bucuria noastră. Asta e aici pe pământ. Le împletim. Astea se rotesc ca ziua și noaptea. Când te bucuri, când te necăjești, dar numai împreună. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu se va mai cita acest verset. Nu mai este valabil decât jumătate din el în rai. Acolo doar atât mai e valabil. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și pentru alții va fi plânsul și scârznirea dinților. Dar nu o să-ți mai spună nimeni partea a doua versetului și plângeți cu cei ce plâng. Nu. Aici ai doar. Acolo, spunea profetul Isaia în capitolul 35, profețind despre planul lui Dumnezeu, se va deveni versetul 10. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântări de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucurie vor apuca. Iar durerea și gemetele, adică un plâns groaznic, vor fugi. Și nu mai trebuie să-i cauți pe cei ce plâng. Vor plânge fără susținători. Și-a spunea Mântuitorul că se va zice unora, intră în bucuria stăpânului tău. Și alții le va spune, duceți-vă în focul pregătit diavolului, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă Dumnezeu pentru noi a păstrat numai bucurie în împărăția sa,
Vreți să ne facem aici partea întreagă și de bucurie și de plâns? S-ar cuveni. Și Dumnezeu participă la astea. Și El încă se întristează. Și El încă suferă. Și toți. Dar toate până la închiderea ușii, când vor rămânea de o parte cei cu bucuria și în altă parte cei cu plânsul. O, ne-am rămânea în bucuria veșnică. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.